Țipetele de durere ale bărbatului i-au alertat pe colegii săi care, după ce au stins flăcările cu ajutorul extintoarelor, au sunat imediat la ambulanță. I-am pus în cap că necesitățe, știam că nu merge, nu e fabrica acolo, nu merge nimic. M-am trezit cu flacăra în față, eu nu știu nimic ce s-a întâmplat. Mi-a bușit pe mine, i-am luat hainele foc. Colegii bărbatului nu știu cum de-a bușit transformatorul, dar sunt alături de Marian Hârciu. Pasnicul are răni grave pe față, piept și mâini. Bărbatul a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, iar medicii au luat hotărârea de a-l transporta la spitalul de Arș din capitală.